Bine v-am regăsit, dragii noștri, în sala sporturilor din Roman și online pretutindeni în lume pentru partea a doua întâlnirii dintre grupările Clubului Sportiv Municipal CSM Roman și CSM Bistrița. Partidă contând pentru ultima etapă a turului Ligii Naționale. După primele 30 de minute, gazele conduc destul de lejer cu 16-12 pe fondul unor ostilități pe care le-au controlat în cea mai mare parte. Trebuie însă recunoscut faptul că bistrițencele s-au apropiat și chiar au reușit să egaleze la un moment dat. Dar ce este mai important, până acum gazele sunt în grafic în ceea ce privește obținerea celor 3 puncte. Să vedem cheia pentru și să-și tracă în palmares această victorie. Iuganu nu a reușit să o învingă pe Ana Maria Măzăreanu. Pe cealaltă parte, Bara le salvează din nou pentru pe Romașcance. Călcat semicercul acolo Magdalena Paraschiv și posesie pentru gazele de la CSM Roma. Două faze rapide în debutul reprizei secunde. Victor Coace pentru Toscovici, minge acum la Carmen Soleru. Toscovici nu mai elastice în apărare, bistrițencele cad pe lângă Glipco. Pozițional al Bistriței. Terminizează, vedem acum pe Silvia Sabo. Post de coordonatoare. O jucătoare care a evoluat destul de puțin în prima parte. Încajare bună a pivotului, 7 metri. S-a apărat Agrigorai, dublată de Vădineanu. Formația vizitatoare va avea prima penalitate a acestei reprize. Georgiana Marțin intră în poarta gazelor și apără excelent în fața Silviei Sabo. Pozițional pentru CSM Roman. Doi pivoți acum, însă impetuos a pătruns pe partea dreaptă Iasna Toscovici. Aruncarea sa, brațul țâlmise, a nimerit cadrul porții. Este 16-13 în minutul 34. Are o atmosferă frumoasă cu același duel al galeriilor aici în sala sporturilor din Roman. Gol al lui Carmen Soleru. S-a părut că a fost faultată în prima fază. S-a grăbit, nu s-a oprit în momentul în care a dat drumul la faza ofensivă Daniela Rațiu și arbitrii Adrian Georgescu și Mihai Moldoveanu din Constanța au decis reluarea acestei întâlniri de la mijlocul terenului. Sabo merge pe lângă corner. Funcționa blocajul celor de la CSM Roma. Bună angajarea pivotului și o boltă de efect al Danielei Rațiu.
care duce scorul la 17 la 14, minutul 35. Fratucanu al doilea pivot, tata acolo. Raluca Grigoroae a obținut doar o repunere de la, de la 9 metri și 2 minute de eliminare, iată, pentru Magdalena Paraschiv. Superioritate pe faza ofensivă pentru gazde. 3 goluri în plus pe tabelă. Toskovic, parcă a fost frică să arunce, a lăsat-o pe Glipco să-și asume această răspundere, iar din intermediar stânga jucătoarea de la CSM Roman a punctat. În inferioritate, în continuare, bistrițencele nu se grăbesc. Evoluează fără pivot. Sabo, situație bună a mingii. Preda și aruncat. Brațul stâng gol pentru echipa vizitatoare. Gabriela Preda sau Gabriela Mihalski, așa cum o cunoșteau mai bine suporterii romașcani. A fost la post 9 metri pentru CSM Roman, un ușor, să spunem, faul la Iasna Toskovic în momentul aruncării. 7 metri chiar față în față cu Ana Maria Măzăreanu. Gol! Minutul 37, un om în plus pe teren, CSM Roman se duce la 19 la 15. Preda la limita forțării. În centru e intrată la Roma și Piricoleta Rusu. O minută de eliminare acum pentru Laura Pristăvița. Fault asupra pivotului aruncare de la 7 metri pentru gazde. Într-o glip ne poartă aceeași Ana Maria Măzăreanu. Minutul 38, nu, 9 metri. Prestație bună a arbitrajului Brigăzii Constanța. Nu s-au simțit nici acei 5% dați pentru gaze de obicei, nici nu este nevoie. Iasna Toskovic puntează cu aruncare frumoasă din 9 metri central. Și se întoarcă mingea exact acolo unde și-a dorit, în stânga portăriței. Minutul 39, CSM Roman conduce pe CSM Bistrița cu 20 la 16. Preda! Sabo a bulbit această minge. Să vedem, nu, într-adevăr nu a atins-o niciuna dintre jucătoarele de la CSM Roman. Posesie așadar pentru gazde. Schimbările pentru faza defensivă. Vădineanu a intrat.
pozițional 5-1. Moscovic, Klipko, gol! Dar nu este validată această reușită pentru un fault în atac. De partea cealaltă, Krap! Se lățase pe minge Timoshenkova. Aruncarea Marinele German, cer scuză. Eficientă. Partea cealaltă, Glico pierde timpul. Duce scorul la 21-17. Like motivul acestei întâlniri, diferența de 4 goluri pentru CSM Roman, minutul 40. În continuare, pentru câteva secunde, acum a expirat eliminarea de 2 minute din tabăra Bistriței. Se joacă în efective complete. Sabo coordonatoare. Foarte bine Vărdineanu. S-a descurcat acolo. Timp de odihnă solicitat de Horațiu Pașca de la CSM Bistrița. Această etapă deja s-au disputat meciuri. Bucureștiul a învins pe Corona Brașov cu 34-25. Dunărea Brăila a câștigat și ea previzibil la Cisnădie, mai fiind programate întâlnirile dintre HC Zalău și CSM Unirea Slobozia, CGM Craiova, HC Mărâmnicu Vâlcea, cu Cluj, CS Cetate Deva. Vom încerca să facem un joc pe cât se poate mai exact, fără greșeli individuale și fără situațiile de a înscrie ratate prea ușor. Am avut chiar și 5 penalități într-un meci anterior. Ne așteaptă clar o întâlnire deosebit de dificilă și ne trebuie atenție sporită pe faza de apărare, iar un rol important în economia finală îl vor avea inclusiv portarii, spunea tehnicianul Gheorghe Covaci înainte acestei întâlniri. Siguranță știa ce spune. Iată însă în acest minut 41 gazdele au un avantaj de 3 goluri după ce Bistrița punctează golul cu numărul 18, așadar 21-18. Sala sporturilor din Roman fără soluții, Carmen Stoleru decât să întoarcă această minge până la Vădineanu, care iese, lăsând din locul lui Klipko, un nou pozițional al gazdelor, aceeași formulă cu un pivot. Moscovic blocată, timp de German, metri. Nu prea s-au văzut extremele de la CSM Roman în această partidă. Iată, acum a aruncat Ana Maria Iuganu, ținând să mă contrazică extrema stângă. Însă, mingea sa telefonată a fost ciupită de portărița adversă. De cealaltă parte, Victoria Timoshenkova a fost țintuită de Oana Chirilă. Și oaspetele, în minutul 42, se apropie la doar 2 goluri. Este 21-19. Aceleași inimoase galerii conțin atmosfera sala sporturilor din Roman. CSM Roman prin Klipko. Doar cât să arunce și l-a fructificat. 22-19. Acum intrăm în minutul 43. Scapă mingea în afară. Oaspetele au ratat posibilitatea contrei romașcace, dar iată, până la urmă Nicoleta Rusu, extrema dreapta,
schimbării municipale din Roma, a înlocuit-o pe acel post pe Oana Chitacu și a reușit să-și treacă în front. Prima reușită la care, să spunem drept, a contribuit și lentoarea arătată de Bistița pe repliere. 9 metri contestat de către banca tehnică Romanului. Se semăna pe minge în semicerc jucătoarea de la Bistrița. În fine, forțare evidentă acum la Oana Chirilă. La urmă și-au îndreptat eroarea, să spunem, arbitrii cotățeni. Solero! Gol! Capitanul formației gază face ca diferența de pe tabelă să se ducă la 5 goluri, 24 la 19, minutul 44. Laura Pristăvița, coordonatoare pentru Bistrițence, nevoită să întoarcă la Preda. Excesivă până în extrema stângă la post, Timoșenkova și gol! Nicoleta Rusu! Plusul de viteză care contribuie atât de mult la spectacolul sportiv. La un nou gol electrizant în sala sporturilor din Roma. În cealaltă parte minge care a lovit-o din plin pe Timoșenkova. A închis soțul scurt în fața Magdalenei Paraschiv. Iese Tomescu și iese și Clara Vădinanu. Reintră Toscovici Glipco. Ofensive ai gazdelor. Multe aplauze pentru galeria celor de la Bistrița pentru sportivitate. Glipco, gol! Parcă i-a dat mâinile peste cap portăriței adverse. Ana Maria Mățăreanu fără șansă, titlul din necolicitate de Horatiu Pașca, evident. 7 goluri, avantaj pentru gazde. Cum spuneam de la început, cu prima opțiune teoretică pentru victorie. Încet și sigur ne apropiem de desnodământul acestei întâlniri, pe care mai bine de 4.000 de persoane au urmărit-o online, 4.000 de utilizatori, să spunem, și urmăresc în continuare. Pare previzibilă o victorie a Romanului, dar să nu omitem faptul că Bistrița a arătat și în prima repriză capacitatea de a reveni și capacitatea chiar de a specula greșelile făcute de către gazde. Iată-le pe fetele pregătite de Horatiu Pașca și Radu Moldovan în atac. Succesivă. În fault cât a trebuit pe interdreapta al atacului Bistriței. Var pozițional, aruncă însă și scrie Gabriela Preda. Una dintre handbalistele care ar fi putut mai mult și la CSM Roman. Toscovici, Solero trebuie să arunce. No. A avut un culoar.
1, formație gazdă, Glipco, angajarea pivotului, ce fază! A, 7 metri! Fără eliminare, deși a punctat Raluca Rigoroae, Raluca Ivan. Glipco, față în față cu Lia Cristina Sântămărean, rămâne pe linia porții și o jenează suficient pe Glipco, în contul căreia trebuie trecută și această ratare. De cealaltă parte, rapid Bistrița punctează. Așa s-a întâmplat și în primele 30 minute după timeout. O rupere de ritm, talentul, cum se spune. Revenind doar la 5 goluri, diferență, formația, câtoarele formație vizitatoare, gol reușit de Toscovic cu un pic de noroc, exact cât i-a trebuit. Nu e șansă în egală măsură pentru Lia Cristina Sântămărean. Minutul 38, tabela indică 27-21. Pivot și pivot fals pentru a crea culoare pe această fază de atac pozițional a formației vizitatoare. Mingea a trecut însă pe lângă Savo. Fault, 9 metri, atent Vădineanu. Ce Savo, bătăioasă. Nu a avut însă nicio șansă între Tomescu și Stoleru. Bună circulația, bară și... fault, 9 metri. E apreciat însă efortul bistrițencelor. A căzut un pic apărarea celor de la CSM Roman. Letarusul faultează. Excesivă, nu are unde trebuie să iasă, însă atentă Timoshenkova la această aruncare pe colțul scurt din partea extremei dreapta Magdalena Paraschiv. Suntem în minutul 50 deja, 6 goluri diferență, 27-21. Din ce în ce mai mulți dintre dumneavoastră ne urmăresc online pentru deznodământul partide. Toscovic, Glipco! Minge cu efect și gol în poarta lui Cristina Sântămărean. Repede Bistrița pe contră, Preda, 2 minute de eliminare, Coleta Rusu, considerat un fault în aruncare. Să dăm credit, brigăzii de arbitri nu au dat motive să fie huliți aici la Roman. Cei doi costățeni, vă spuneam, Adrian Georgescu și Mihai Moldoveanu, dau drumul acum la minge cu oaspetele conduse la 7 goluri și cu atac pozițional, nu renunță la pivot, evident. Minge până în extrema dreaptă, cred că a ieșit, da. CSM Roman nu se grăbește. Suntem în minutul 51. 28-21. Fără pivot evoluează gazele.
probabil acolo va intra una dintre extreme. O vedem acum venită distribuție și pe Kilić. Tolero cu o lovitură în figură de la Gabi Preda. Ciaștoscović se va duce la limita amenințării de joc pasiv acest atac. Dacă nu care cumva apare o posibilitate de a marca, a apărut însă gazdele, nu a reușit să o fructifice. În extrem 7 metri obținut de Daniela Krap. Minutul 52, se schimbă portărițele și a trecut în cont o paradă de la penalitate Georgiana Marțin. Georgiana Soleru, sora capitanului formației noastre, care stă foarte aproape Ioana Chirilă, cea care execută și înscrie până la urmă. Ivanu repune această minge. Prea puțin s-a văzut în întâlnirea de astăzi extrema stânga a celor de la CSM Roman. Jucătoare aplaudată la ultima întrecere continentală a naționalei noastre. Lipko Stolero! Gol! Se reface diferența de 7 goluri, 29-22, minutul 53. Cercare de angajare a pivotului, să vedem contra Kilić! Posibilitate bună de gol! Gol! Cremera Kilić! Rapid și Bistrița! Opt goluri au gazdele în avantaj, dând încet și sigur pentru o victorie așteptată, previzionată. Cum să fim sinceri, oricine ar fi pus un pronostic 1 pe acest meci. Preda Krap, poate în extremă Andrei Bărbos. Acum pivotul la mare bătaie acolo. Daniela Rațiu faultată și 7 metri. Cartonaș galben pentru tehnicianul Gheorghe Covaciu. A văzut un fault la faza anterioară. Oana Chirilă față-față cu Timoșencova. Apără Timoșencova! Recuperează Stolero. Moscovic! Kilić, neatentă, dublată de Stolero acolo, posibilitate de contră și gol frumos reușit de Andreea Maru Pașca. Minutul 54, tehnicianul gazdelor Gheorghe Covaciu, nemulțumit cu siguranță de orice altceva decât de rezultatul de pe tabelă. Își cheamă elevele la ordine. Nu trebuie uitat nici faptul că în economia unui campionat contează și golaverajul. Mai ales atunci când evoluezi acasă în compania unor echipe, teoretic cel puțin mai slab cotat. Foarte scurt le-a transmis elevelor sale ce a avut de zis Gheorghe Covaciu. Acesta alături de Viorel Lazar au făcut treabă bună aici la Roman și fac în continuare, din câte se vede treaba. Au recuperat ceea ce s-a pierdut într-o era destul de tristă a lui Andon Boscovski.
oferă cei drept care a durat foarte puțin sau să spunem suficient de puțin. CSM Roman în atac, Toskovic, Stolero, Kilić al doilea pivot. Toskovic are culoar, faltată, dar este validat golul. Suntem în minutul 55, 31 la 23, atent Vădineanu, dar nu a putut să recupereze blocaj. Balonul continuă să circule. Bistrița se descurcă, dar Toskovic! Victoria Timoșenko, v-am cer scuze, portărița grupării romașcane. Metri. Faulta lui Kilić asupra Oanei Kirilă. Se va schimba din nou portarul. Georgiana Marțân intră în trebutul. Laura Pristăvița va executa. Mara și gol, fără șansă pentru goalkeeperul formației gazdă. Scorul este 31 la 24, așadar avantaj de 7 reușite în momentul în care am intrat în minutul 56. Partea jocului, Ghiță, cred că este pecetluită. Rămâne singură necunoscută aceea scorului. Iată, Toskovic, dacă tot am pomenit-o anterior, a punctat pentru 32 la 24 în același minut 56. Foarte, foarte bine Oana Kirilă. Poarta Georgianei Marțin printre picioare. Reușită de efect. Nu sunt emoții pentru suporterii prezenți aici în sala sporturilor. Ca de obicei, spuneam cei care au contribuit decisiv la destinul acestei formații, fostul primar, actualmente deputat, Laurențiu Leureanu, și domnul primar Lucian Micu, urmăresc evoluția jucătoarelor. Au spus că cel puțin viceprimarul ex, actualmente primar, Lucian Micu, spunea că se va mai implica atât de mult pentru că nu mai are timp la CSM Roman, dar va urmări de aproape ce se întâmplă. 2 minute de eliminare, iată ce se întâmplă la CSM Roman. Greta Ionela din prinsă pe margine la câteva secunde după ce a intrat pe teren. Oricum nu se mai poate întâmpla nimic și în nota a ceea ce spuneam anterior se prefigurează inclusiv un cadou frumos pentru primarul Lucian Micu, o victorie a CSM anticipată, dar până la urmă foarte, foarte muncită aici în sala sporturilor. Reamintesc că domnul primar Lucian Micu împlinește astăzi 41 de ani. CSM Roman în atac, Stolero, nu știu dacă a ciupit acolo mingea Sătămărean. În fine, din extrem, 7 metri, să vedem, 2 minute de eliminare, evident. Glipco a riscat să o accidenteze serios, trebuie să fim cinstiți pe Andreea Bărbos la faza anterioară, a știut cum să cadă jucătoarea de la Bistrița. Laura Pristăvița, același scenariu față în față cu Georgiana Marțân. Apără Marțân! Dorul care de la 7 metri, apărată de Georgiana Marțân în această repriză secundă și în acest meci. Minutul 58, cu un om mai puțin pe teren, cu doi oameni mai puțin pe teren. CSM Roman conduce cu 32 la 25 și va avea un atac lent, pozițional, 4 contra 6. A intrat și Marin Popescu, prea puțin folosit în acest moment. Până în acest moment extrema Nicoleta Rusu minge trimisă în afară.
unghi cât se poate de mare pentru Andreea Bărbos. Minutul 58, tabela indică 32-26. Doamne, mai puțin gazele. Evoluează practic doar Kilić, Toskovic, Popescu și Rusu, jucătoare de câmp, Georgiana Marțin în poartă. Kilić! Toskovic s-a încercat crearea un culoar pentru aruncarea cu brațul stânga. Iasne Toskovic a intrat la Roman și din Kilić, tată Luciana Popescu. 9 metri. De pasiv pentru CSM Roma, trebuie să arunce Toskovic. Gol! Iasna Toskovic. O aruncare cu pământul care și-a tinsit în cealaltă parte rapid. Reduc din nou din handicap Bistrițencele prin Daniela Rațiu. Când am intrat în ultimul minut al acestei partide, la scorul de 33-27. Efectivele complete, time-out solicitat din nou. Moment de respiro și deja moment prielnic pentru a savura o victorie a jucătoarelor de la CSM Roman. Previzibil, un spectacol handbalistic agreabil până la urmă. O amiază de handbal în care oaspetele au venit cu o galerie inimoasă care merită toate aplauzele. Și 3 puncte trecute în contul gazelor. 33-27 așadar, cu doar câteva 10 secunde înainte de finalul meciului. O jumătate de minut în meci. Lipco! Popescu! Gol! Luciana Popescu, 34-27. Bistrițanul cedează. Nici nu ar avea de ce. A avut o evoluție foarte bună. Contră pentru CSM Roman! Și gol! Greta Enela din picioare, suporterii din sala sporturilor din Roman. 35-27, scor final al unei partide foarte frumoase pe care Roman 24 se bucură că a putut să vă ofere în transmisiune directă. Rămâne valabilă și înregistrarea acestui meci, o puteți urmări oricând, una peste alta, un final de tur de campionat, așa cum și-a dorit fiecare iubitor al handbalului din municipiul Roman. O victorie în fața Bistriței și o jumătate de sezon în care CSM Roman este în grafic. Nu este timp de pauză, dar să vedem momentul inedit al acestei partide. Primarul municipiului Roman, Lucian Micu, primește un tort din partea CSM Roman cu prilejul împlinirii celor 41 de ani. Cu siguranță acestea vor veni însoțite de felicitările fetelor. Frumos cadou această victorie. Și apreciere pentru un om care cu siguranță va rămâne în continuare alături de mișcarea sportivă din municipiul nostru, așa cum de altfel a și promis. CSM Roman este un brand al orașului, a dus performanțe la cel mai înalt nivel pe plan național
și prezență chiar în cupele europene. Felicitări CSM Roman pentru acest tur de campionat. Bravo fetelor, eforturile voastre au fost răsplătite. Felicitări suporterilor care vin meci de meci aici la Sala Sporturilor. Și încă o dată ne mulțumim că putem fi alături de dumneavoastră în direct online, oriunde v-ați afla, prin intermediul roman24.ro. Cu siguranță ne vom mai întâlni la partidele următoare, în special cele de acasă ale acestei frumoase formații CSM Roman. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați fost alături. Roman24.ro vă lasă în continuare cu programele și înregistrările emisiunilor noastre și vă dă întâlnire la următoarele meciuri de acasă ale echipei de suflet CSM Roman. Până atunci, toate cele bune!